Hei, salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod din drumul spre Divizia 1. Suntem aici desigur încă în Divizia 10, dar am promovat că deja suntem pe verde și desigur meciul acesta contează pentru că dacă îl câștigăm, câștigăm și titlul și desigur mai multe monezi. Și după ce am jucat și eu câteva meciuri să mă mai adaptez cu jocul, mi-am dat seama ce mare geniu sunt eu, chiar că am fost propus pe tupemul Noble. Încă nu am jucat meciurile cu acele Foot Coins bonus. Știți bine că este un bonus din catalog care îți dă mai multe coins per match gen. Și de-abia acum mi-am amintit, stai mă, că am niște bonusuri care gen le activezi și ai gen 1000 de coins per match. Mie numai omul mi-a venit ideea. Și da, știu, sunt un geniu. Dar în acest episod, desigur, avem un nou atacant. Acest nou atacant este nimeni altul decât Gray, Andre Gray, care l-am jucat două meciuri. În acele două meciuri jucate de mine, că văd că am mai avut alți posesori, desigur. Deci în meciul am avut două meciuri în care a jucat pentru mine, dintre care un gol și două asisturi. Vă gândiți la asta? Un gol și două asisturi. Senzațional. Bun. Și desigur, tot în acest episod, pe lângă că l-am luat pe Gray, vreau să-l fac episod dublu, pentru că desigur, deja ușor cum avansăm, vreau să fac mai multe meciuri per episod, că vă gândiți că o să ajungem acolo sus și o să mai pierdem și nu știu ce, trebuie să băgăm viteză, să ajungem în Champions, frate! Bun, dar desigur, băi, n-ar strica așa, că n-ar strica și un apărător, într-adevăr, n-ar strica un apărător, dar asta vom vedea, poate în episodul viitor, mai ales dacă câștigăm liga. Bani sunt și desigur vreau să lucru acei bani, să fac mai mulți bani și de-abia aștept să mai cumpăr noi jucători, pentru că desigur se vede că o să avem nevoie de noi achiziții, dar cum v-am zis, să nu săriți repede că băi, de ce nu-l iei pe ăla și pe uite câți bani ai? V-am zis de multe ori, fraților, asta este o serie care vreau să, cum să zic, să evoluăm împreună, să jucăm, să cumpărăm pas cu pas, să fie interesant, știi că așa dacă cumperi toată echipa șmecheră după aceea, a, bine că câștigi, că așa și că așa, nu, băi, dacă și transferăm între timp ce facem faza asta, știi, e mult mai, final shag, să zic așa, și vorbim de chestii de genul acesta, să nu uităm să dăm un click pe butonul ăla de like, vă rog frumos, hai să strângem 500 de like-uri. Nu cer mult, cer ceva ce ar trebui să reușim. 500 de like-uri, fraților. Și desigur, nu uitați un share pe Twitter. Bun, bun, bun. Deci avem aici un joc care trebuie să fie greu. Vă dați seama că tot timpul meciul alea care sunt pentru titlu gen sunt mult mai grele pentru că și oponenții parcă așa îi mai selectează de data aceasta și e mai greuț un pic. Ia ce fain puteam să fac eu acolo fază, dar portarul UL foarte bine a ieșit acolo la intercepție, Amartey, l-am pus de data asta pe Amartey pe mijloc, având în vedere că el este CDM, CDM n-are așa mari valori pe defense, dar are 70 și ceva, l-am pus pe el pe mijloc și l-am lăsat CDM, deci nu l-am făcut CM sau ceva, deci practic el ar trebui să aibă tendința să se ducă încă în apărare, ia la aici pe Amartey, deja se vede ușor, își face prezența. Și Ibrahimo, bravo Gray acolo. Ai ce pasă prost, de ce am pasat? Oh! Vai, vai. Izicuardo, mă aștept la această bestie să facă El Tigre, mă gândeam eu să-i spun numele. Ia de mai aici Pereira. Frumos, o pasă acolo. Vreau să șut din prima. N-a fost o idee bună. Haideți băieții, vreau să ajung în diviza noua. Mă rog, am ajuns în diviza, tot îmi așa zic. Vreau să iau titlul diviziei, așa mai mere. Să luăm titlul diviziei și desigur acei bănuți extra care cât ori fi, nu contează, orice bănuți contează. Azi de mai aici Amartey, pasă, interceptat acolo, grijă Pereira, bravo! Amartey pasă, senzațională, Berehimo aici către Zicoardo, El Tigre, foarte frumos merge aici El Tigre, ne oprim puțin tel, nu știu de ce m-a oprit, mă gândeam cum aș putea să abordez această fază, dar apărarea oponentului meu este o apărare foarte bună. Nu știu dacă n-a dat cumva și pe defending. Știți voi acolo, pe attacking, la all-out attack sau park the bus. Cred că aș acolo a dat puțin el și pe defending, că au fost mulți în apărare. Ai, nu, ui! Mi-a fost frică că se va da acolo fault. A fost un număr la umăr, dar a fost un număr la umăr mai dur, așa să zic. Bun, hai, Gray, hai, bă, serios, așa ușor. Ai, nu se poate, serios.
fiți atenți cât bulan să ai, frate. Cât noroc să ai. Ha, Doamne! Doamne, Doamne! Merem la moaște, fraților. E greu. Ia, mă. Băi, deci, cât bulan, măi, deci să șuți cumva pe portar și Butlă, nu știu ce o fi trecut prin mintea lui iluminată și sclipitoare, de n-a prins acel șut în mâini, că practic n-a fost cine știe ce șut, chiar că a fost un șut ușurel. Dar Butland a decis cumva să se prefacă că ar fi un perete de ciment și cumva mingea a dat în el exact ca și în peretele de ciment. I-a revenit adversarul și desigur ați văzut și voi, a pur și simplu a împins-o, a lobat-o, cum vreți voi să ziceți, a dat gol. Un picuț mă enervează aceste momente pentru că desigur foarte ușor portarul, dacă era așa realist jocul cum se laudă că este, putea să o prindă și desigur gol aici cu Bericică, cum l-am alintat eu aici, Berahimo. Foarte frumos, un gol ușor cu fines, băgat acolo unde trebuie și desigur este 1-1. Hai băieții, hai băieții, nu le lăsăm așa înfrânți, ce dracu. Cu cât jucăm mai mult, cu atât devenim mai buni. Vom evolua împreună, cum v-am și spus. Ia-ți de mai aici. Opa, opa, Vieto, grijă mă cu Vieto. Lo. Chiar dacă, practic, mi-ar trebui un jucător pe RF. Știți că acolo jucătorul pe banda dreaptă. Așa. Eu cred că următorul transfer care îl vom face noi va fi desigur în apărare. Simt că apărarea este acum desigur ținta unde o să ne axăm. Că desigur ați văzut că de multe ori apărătorii acolo e o mică problemuță. Așa, bravo. Totuși pentru nivelul lor nu-i rău, știi? Dar totuși să nu uităm că suntem și în diviza 10. Deci clar, cu cât avansăm mai încolo, cu atât ne va trebui ne va trebui acolo un zidul Berlinului în apărare. Dar da. Ia, foarte bine, easy. Guardo! Ah, ce șutat-o! Fai, programul asta scrie pe mingea asta. Oh, ce frumusețe de gol! Ce frumusețe de gol! De către Lemina, mijlocaș, la mă facem masca lui Dybala. Și desigur, superb gol! Ăla e, mă, minutul 66, gol frumos aici de către Lemina din pasa lui Amartei și ce sprint de către Amartei, senzațional acest mijlocaș. Bine că l-am pus pe mijloc, trebuie să-l pun mai repede, mai ales că Pereira îmi place acolo așa pe dreapta. E tiki-taka, așa echipa e senzațională. Mă rog, pentru nivelul, desigur, la jucătorul, să nu uităm că totuși nu jucăm încă cu jucătorii aia. Că dacă pierzi trestie, băi, uite ce jucător ai pe tren. Nu, încă uitați ce apărare am, ce desigur mijloc am. Dar mie îmi place echipa asta, culmea. Deci asta am și vrut să fac la această serie, știi? Că toată lumea au repede coins, repede jucători de clasă, știi? Dar băi, când experimentezi, bă, l-am luat pe ăla, nu-mi place de ăla, îl vând pe ăla ca să-l cumpără pe celălalt, atunci e fain, mă, jocul, știi? Când experimentezi și vezi toți jucătorii, fiecare cum joacă, te enervezi, pun, îl vinzi, îl cumperi pe cealaltă și zici, ia mă ce bun e ăsta. Băi, mie nu vine să cred că ea că Lemina, care e gold simplu, deci nici măcar rar, joacă chiar foarte bine. Da, știi că îl consider că e gold simplu și la o valoare de aia, de-l cumperi oricând. Deci, da. Hai, Berahimo. Ia ce bine, ai! Când să șut, mă, când să șut, foarte tare a pus. Oh, galben pentru Lemina, de ce? Ce-am făcut șeful, cum ar zice țiganii, ce-am făcut șeful? Dar nu știu ce-am făcut, dar se pare că am luat gardonașul galben. Hai mă, du-te apărarea! Oleo, stai că mă sună Rapidul, vreau să-mi cumpere apărătoare. Da, Rapidul, ți-i trimit acum. Ce pomă apărare, mă! Bă! Și Doamne fer, Rapidul mă sună că săraca de aia în Liga 4, dacă era în Liga 1, tot respectul Rapid, băi, dar ce dracu, mă, Liga... Aoleo, apărarea... Da, na, ce să-i și faci, asta este, că m-am zis, băi, că Rapidul e în Liga 4 sau a 3, nici nu mai țin minte, oricum...
Dacă era în Liga 1, mă, chiar mi-e dor de Rapid. Chiar dacă eu mai degrabă aș ține cu Steaua și vorba aia, știi, Steaua și Rapidul sunt rival. Mă rog, eu sunt fan CFR, dacă ar fi să zic așa, în Liga 1. Dar dacă ar fi o comparație între Rapid și respectiv așa, băi, degeaba, mă, pot fi ele rivale, nerivale, dar Rapidul trebuie să fie în prima ligă, sincer. Fie că e rivală a echipei care îți place sau nu, echipa aia trebuie să fie, frate, în prima ligă. Și nu știu, păcat, păcat. Sper să revină într-o bună zi. Ia să dăm așa, Amartei, bun, către Cedric, Cedric, faultat acolo. Cred că o steră ne egal, ceea ce mă scoate din pepeni, mă scoate din pepeni puțin această idee că steră ne egal, având în vedere, desigur, că na, nu mi s-a părut chiar cine știe ce adversarul încât să zică, da, bă, ia, merita să așa. Că mă știți pe mine, tot timpul recunosc și zic, bă, într-adevăr, l-am meritat să câștige, l-am meritat să facă egal. Dar aici simțeam că aș fi putut să câștig dacă eram mai atent, dacă... Ia, dacă eram mai atent. Oricum, nu-i bai. Nu-i bai, e ok și egalul. Următorul meci îl câștigăm și sper eu să aducem titlul în... la noi în vestiare. Bun, vedeți, acum am pus bonusul ăla și primesc mai multe moneze, mă, per meci. Oricum, ia mă că am făcut și egal. Hai să băgăm meciul, meciul titlului, sper eu. Și stați doar două secunde să văd cum stau băieții la stamina. Așa, hai că e ok, e ok, e ok. Bun, hai să băgăm meciul numărul 2. De data asta vom sta mai atenți, mai concentrați. Și sper eu să câștigăm acest meci. Ce lag are tipul ăsta. Marș, marș. Ok, ia să vedem, am găsit aici un adversar. Hai să vedem, să băgăm treabă. Ce se Steaua Bu? Bă, ăsta e român, mă. Ha, băi, am câte minute vorbeam de Steaua cu Rapid și nu știu ce. Ia fii atent, Râpă, Tătărușanu, Rotariu, Andone, Maxim, Stanciu, l-are pe Stanciu și pe Gâlca antrenor, bă, cât e de fain asta. Foarte tare. Chiar mă, m-aș gândi și eu să-mi fac o echipă de români, mă. Ce ziceți? Ne face și noi o echipă de români, numai că am costă mult românii, că e ceva squad building de ăsta, squad battle, cum Franța le zice. Nici nu contează, știi, și costă cam mult. Bun, dar nu-i bai. Nu-i bai, o să ne facem noi în zilele ce urmează o echipă cu România. Și totuși, mă, mi-e place că l-a pus pe Gâlca acolo ca și antrenor. Aia mi se pare senzația senzațiilor. Gâlcă, foarte tare. Bă, și eu ce băus, că l-am pe Șumudică și l-am pus pe Șumudică. Cred că încă l-am pe brazilianul ăla. Ce neatent îs. L-am pus pe brazilianul ăla că mă jucam meciuri de alea, știți, Alandala. Să, mă rog, în single player offline, mă rog. Așa. Ca desigur să strângă ăsta stamina, să nu cumpăr cartonașe de stamina, știi? Și mi l-am pus pe ăsta, că facă, bă, să nu-i stric contractele lui Șumi! În sfârșit gol, în sfârșit. Într-adevăr, m-am prostit, până acum m-am prostit de-a dreptul. Am avut vreo 2-3 ocazii de gol și nu mai le-am futut de cap. Las, hai bai! Concentrează-te, Deadly. Este momentul tău să câștigi. L-ai pe Tătărușanu în poartă. Doamne! Bun, Andre Gray, desigur, noul nostru atacant, înscrie acest gol frumos. Încă 2-3 goluri și eu mă simt bine. Dar, pe moment, atacă Maximel cu Actimel. Nu! Oi, battle-ul, bravo! Băi, Maxim, băi, Maxime, mă, nene, mă. Grijă, băi, ce faci, măi, Maxime, mă, nene, mă. Mă sperii, băi, Maxime, mă. Raghi, ăla o fi Tamaș, dar stai că Tamaș s-o transfera de la Steaua. Larie, nu că e chiar. Da, mă scuzați, mai că m-am înnecat. Așa, opa, hai meci cu Steaua, mă, nene, mă. Îmi place, chiturile seamănă, stadionul așa cum e gârdulețul ăla și tă, știi, așa, parcă e un fel de național arena, într-un fel mai... mai mult seamănă Ștefan cel Mare, să fiu sincer, dar mă rog. Ba nu, stai că n-are pistă. Băi, jur, nu știu ce e cu mine meciul ăsta. Băi, adversarul ok, joacă decent, dar... Băi, eu, nu știu, astăzi nu sunt în formă sau ceva, habar n-am. Băi, dar de câte ori am dat-o pe lângă poartă, de serios, am avut ocazii cu Nemiluita,
Mă, și-am dat plângă poarta. Aș putea tace să vă zic că, bă, că nu știu ce, că n-am avut ocazii, texte. Dar nu, mă, chiar am avut ocazii, da. Astăzi, nu știu, nu-i... Mi se pare că nu-i ziua mea. Bă, mă rog, per final, vorba aia, câștigăm, într-adevăr, dar... Știi, de anumite ocazii îmi pare rău că l-am ratat. Păi, de ori am dat plângă bara aia, țucă, tata de bară. Na, și Tătărșan a apărat câtea șuturi, nu zic. Bravo, Tătărușane, meci mare astăzi, meci mare, meci mare. Așa, pac, pac, aia, Martei, pasă aici, aia, mă, că am prins-o. Opa, nu, 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 că nu o pasăm acolo. Ai, nu, că și obosiți, și obosiți jucătorii mei. S-a văzut la Berhimo și aici pe la Pereira, dacă vedeți acolo în stânga jos. Stamina-ul este aproape caput și desigur și jucătorii nu mai au așa viteză și desigur acele mișcări rapide. Nu stiu, cred! A dat gol în ultimele minute! Zim că-i cu Andone golul, zim că-i cu Andone golul. Hai mă, zim că bă, dar du-te-n pui mei până în satul mare, mă, dar unde merg, mă? Uite, bă, la el. Zi, Andone! Andone! Hai, nu cred, Andone! Bravo! Băi, nu pot să cred, încă un egal. Încă un egal, în ultimele secunde mi-a dat gol. Dar mă bucur că o dat Andone gol. Am jucat groaznic astăzi. Groaznic am putut să joc astăzi. Felicitări adversarului, dacă tu uiți, frate, e acolo, ți numele. CSA Steaua, tiki-taka, ia mă, din 2015. Da, deci totuși, joacă de cea timp tipul. Mi se pără mie așa câteva pase n-au fost rele. Dar, desigur, am avut o zi nașpa, am multe ocazii și l-am ratat. Dar știți ce? Nu mamă, bă, nebunule, bă! Uite, mă, ce mi-a făcut Steaua. Meci cu Steaua, doi accidentați. Doi, mă, nu unu, doi. Țai de capul meu ce are ăsta, foot one, ia, deci stam, fix unu, mă, din pachet de bronz, atât. Bun, pe Pereira l-am rezolvat, ție ce-ți trebuie? Upper body, am? Upper body, bă, nu cred, atâta noroc, mă, Sam, atâta noroc, Sam, frate, atâta noroc, superb. Ia să văd, am cumva, opa, nu, așa, să dăm repede un, desigur, un training de ăsta. Cred că am de bronz, într-adevăr. Frumos. Pac. Ia, altfel. Bun. Și desigur, hai să mergem în match și... Oh, nu, stai, cancel. E tătuit, mă, frate, tătuit. Stai, bă. Ah, manetă. Așa. Bă. Edit. Așa. Vedeți că am uitat să fac asta. Pac, șumudică. Ce-i trebuie de manager? Stai că am și de silver. Poftim, șumii. Pac. Tiki-taka. Bun. Hai să trecem mai departe meci și să câștigăm o dată cupa aia, măi, mă, nu mă las până nu câștigă cupa aia. Dă-mi pui mei, mă. Ok, găsim aici la propriu un ucrainean în toată regula. Văd că și kit-ul, și logo-ul, până și... băi, tot. La repetate, până și scris, ia acolo, chestii, trestii. SD, are și echipa Șahtiorului? Sunt foarte curios. Ah, n-are echipa Șahtiorului. Nu-i bai. Totuși, măi, trebuie să fiu atent, măi, nu știu, astăzi nu-i ziua mea, nu că aș vrea să caut scuze, dar, băi, nu-i bai. Oricum am promovat în Divizia 9, acum ne luptăm pentru titlu, pe de altă parte, m-am jucat și cu un român, numai că m-a prins în ziua mea cea nașpa, dar, oricum, te salut, frate, dacă te uiți tu la acest video și, cine știe, poate ne mai întâlnim cu niște românești pe, prin această serie minunată, precis ne vom mai întâlni cu români. Și chiar îmi face plăcere să vă joc cu voi, mai ales când aveți norocul să și filmez în timp ce joc, e și mai bine, că ce contează, câștig per sau nu știu ce, bă, eu niciodată m-am dat mare jucător de FIFA. Eu mă joc și mă distrez. Și bine, parcă îmi fac o mică reputație cum și-a făcut Road to Show, cel care știți pe Road to Show, ăla, știm cu toții pe Road to Show, ăla care sparge scaune și televizoare, toți îl știm. Mare rage. Parcă așa îmi fac și eu o mică reputație cu rage-urile mele, care sunt pe bune, nu înjur așa de capul meu. Sunt pe bune rage-urile. Dar, ce să-i și faci? Băi, contează, ne distrăm, nu? Și, desigur, să câștigăm cupe. Și asta vreau eu acum, să câștig cupa diviziei. Mi-ar crăpa obrazul de rușine să nu câștig cupa diviziei 10, mă, băi, așa ceva, să nu pot să fac, Doamne,
Pula mea, pula mea, pula mea. Să-mi bag pula șai, di 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 da. Hai să ne băgăm pula șai, di 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 da. În acest joc futut șai, di 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 da. Nu știu să cântă populară, dar am fost la vreo două, trei nunți, deci hai șai, di 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 da. Bun, pula mea, hai, hai băieți, hai băieți, trebuie să întoarcem scor, trebuie să întoarcem scor. Nu, nu, n-aveam șanse, ce m-am gândit să mă duc până acolo? Pula mea, bă, apărarea, jur, aici. Deci, băi, apărarea trebuie schimbată. Pe lângă că și mai fac mici greșeli, nu zic, dar trebuie schimbată și apărarea, trebuie neapărat schimbată. Totuși, în puii mei, apărarea cea mai slabă din toată echipa și nu știu cum de mi-am lăsat fix apărarea pe ultima 100 de metri, că cel mai important lucru în jocul acesta este apărarea. Nu atacul, nu știu ce, măi, jocul acesta FIFA, practic, apărarea e totul. Desigur, unii mi-ați mai zis să-mi pun pe formații cu CDM, cu nu știu ce, niște sfaturi acceptabile, foarte corecte spuse de voi, dar eu unul tind să mă duc pe formații, pentru că e formația mea preferată și am mai văzut și alți jucători mai pro de FIFA care au folosit această formație și se descurcau. Mă rog, ce drept, da, eu nu sunt pro, clar, nici măcar, da. Dar totuși, știți ce vreau să zic, deci nu e ca și cum că, bă, neapărat îți trebuie un jucător CDM, Nu mă, e bine și așa, adică eu l-am pe Amartei CDM, știi, chiar dacă e pe poziție de CM, dar totuși. Ia văd că și la oponentul meu îi apare microfonul, vedeți, așa, boxă mică și albă. I-am crezut că, și nu-l aud, deci asta înseamnă că, asta înseamnă numai că arată că are și el microfon, gen, dar nu este activat din moment ce nu-l aud. Poate că așa și eu la oponenți. Hai, bun! Izicuero, ăla-i, El Tigre! Bravo, mă, El Tigre, bravo! Bun, 1-1, egală mai aici minutul 35. O idee frumoasă ce am avut acolo, execuție corespunzătoare. Foarte bine, bravo El Tigre, finalizează acolo minutul 36, dar să nu petrecem încă, că mai avem mult din acest match, plus încă e doar egal, știi? De fapt, cred că și cu acest egal am câștigat cupa, nu? Că am făcut două egaluri și mie îmi trebuiau 3 puncte. Da, mă, deci practic mie un egal îmi trebuie ca să câștig campionatul, să mă rog, cupa diviziei 10. Ok, eu sunt total ok. Hai să vedem, deci măcar egal. Și eu sunt un specialist în egaluri în acest sezon, din câte se pare. Un specialist cu adevărat. Hai mă, du-te bă, Masoacu. O să fie 11 metri, mă, du-te în pula mea în Togo, de unde ai venit, mă, Congo sau unde e dracu. Cum a, bă? Deci fiți atenți. Ăsta e fault. Parcă s-a împiedicat Masoacu. Deci s-a împiedicat Masoacu. Și cumva oponentul s-a împiedicat. Habar n-am. Ai, o dat-o în stânga. Băgameaș. Da. Din nou drumul spre egalare reîncepe. Meciul ăsta îi de-al dreptul ca de finală. Oponent bun. 11 metri aici, că Masoacu e un ciorlogârlă. E ceapa lui de om. Mă, ce m-a enervat, mă. Am lasere lor, frate, că 11 metri în pula mea, bă. 11 metri, ce ai mai văzut în viața ta? 11 metri să le reluări? Ai, nu cred. Deja 3-1. Cred că ne luăm adio de la titlu. De la titlu, de la cupă, cum vreți voi să ziceți. Cred că e cam gata. Minutul 47. Da, acel corner m-a enervat, m-a scos așa din concentrare, plus că bow-ul ăsta nu prea dă skip. Și ok, nu-i bai, las că nici eu n-o să-ți dau skip de amul încolo. Ai, de capul meu. Ce să-i faci, știi? Ce să-i faci, na? Ce să-i faci? Nervi, ne-am pierdut, cum să zic eu, concentrarea și iacătă că oponentul nostru... Băi, Areola, mă! Cum, dracu, bă, nene, mă!
Hai, hai, iar mă, bă, bă, portarul ăsta, măi, Spider-Man. Bă, mai mi-a mai apărat el câtea șuturi al naibii de bune care aș fi zis că ar fi, trebuie să fie gol, dar... Ha, ce dracu, mă. Băga-mea și pula n-are o la pizdi, mă, dar ce cu portarul ăsta, mă? Tot ce șut apără. Fătui marea măsii de portar, mă, nene, mă. Cât să mai apere aureola asta, mă? Văi! Cât să mai apere aureola? Sau eu încă seta pe portarea aia proști? Nici nu știu ce Dumnezeu măsii, mă! Aureola e ceva băi, ceva Dumnezeu în meciul ăsta, aureola, mă! Am găsit cel mai... Uite! Uite, bă, uite, mă, cum ce ușor dă el gol! Bă, eu nu înțeleg jocul ăsta, mă. Ce ușor dă adversarul gol între timp eu cu Areola. Băi, bum! 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 Le apără pe tăte, mă! Psăi! Psăi! Cred că... Da. Da, e cam gata și meciul ăsta... Bag pula în el, e meci absolut fără cuvinte, absolut fără cuvinte, cum a putut să apere Areola în acest meci. Chiar că și vreau să mă uit la statisticile lui, să văd câte salvări a avut acest Areola, măi, mi s-a părut o bestie, măi, ce o fortăreață de nepenetrat, mă. Yes, damn. Save, salvări, 5 salvări. Așa, și al meu, numai două. Da, ce să zic, băi, mi s-a părut că acest Areola care l-a avut adversarul meu, senzațional cum a jucat, senzațional, rămân fără cuvinte. Și mai avem 3 meciuri, încă nu ni s-a dus speranța pentru titlu, numai eu, desigur, am exagerat puțin. Dar cred că este momentul să oprim, că deja cred că e video-ul ăsta atât de lung și nu cred că se merită să fie așa de lung, că nu știu cât de multă lume se uită la tot video-ul prin întregime, așa că oprim aici. Sper că v-a plăcut, un video mai special lung, mă gândeam eu, de titlu, dar titlul rămâne încă în joc și da, vom reuși să luăm în zilele ce urmează. Până pe data viitoare, nu uitați să dați like, subscribe, un comentariu dacă nu, și ne auzim pe data viitoare. Mai bine, bye bye.